Împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lor, Domnului să ne rugăm. Doamne, Doamne, miluiește, miluiește. Martiri și toți cei ce au fost victime ale răutății și ideologiilor ateiste, oricât ce au greșit ca niște oameni în această viață, Dumnezeu să ierte. Și altele lor toate câte au făcut ei cu cuvântul, cu fapt, cu gândul. Veșnică, omenire! Veșnică, președintele Asociației Victimelor Mineriadelor a trebuit să plece în timpul ceremoniei. Este la televiziune, la o emisiune care începe curând. Eu sunt vicepreședinte Liviu Petrina. Aș dori înainte de toate să mulțumesc soborului de preoți ortodoși care au venit astăzi aici acest lucru să comemoreze o durere extraordinară din istoria neamului românesc. Mineriada din iunie 1990 a fost o răbufnire extraordinară a comunismului diabolic și criminal. Richard Wurmbrand, un mare gânditor, a cercetat și a stabilit că Marx a fost preot satanist. Comunismul este opoziția extraordinară, repet, diabolică, la valorile creștine. De aceea e o datorie extraordinară pentru lumea creștină în ansamblu să se opună comunismului. Poporul român și astăzi suferă din cauza prelungirii după 24 de ani a criptocomunismului în viața societății noastre. Această prelungire s-a făcut sub forma corupției extraordinare, pentru că Ion Iliescu, cel vinovat criminal de mineriade, a lăsat să se lățească în conducerea, în clasa politică din România, corupția, cu un singur scop, să fie el apărat. Și din câte vedem, până astăzi a și reușit, a acordat protecție ca să nu fie judecat. Nici într-o țară din lume, nici într-o țară normală din lume, un om vinovat de crime notorii nu își continuă activitatea, nu influențează în continuare viața politică. Dă seama, este exilat, este arestat la domiciliu, este limitat în acțiunile lui rele. Eu aș dori ca organele competente care face parte la procuror tot ce este, să se ia măsuri cu domnul Iliescu pentru trimiterea în judecată, pentru crimele care ce le-a făcut, ce le-a comis, că el se face vinovat Ion Iliescu. Ce înseamnă pentru dumneavoastră mineriadă? Poftim? Ce înseamnă pentru dumneavoastră mineriadă? S-a schimbat ceva? O trădare, o crimă, cea mai periculoasă crimă. N-am rezolvat absolut nimic în 20 de ani. Asta e gata. Am stat toate cele 53 de nopți aici în piață. Am văzut absolut toată manipularea. Moto al nostru, piața universității, erau în frân, nu ești atunci când sânge și nici când ochii în lacrimi țin. Cele mai crâncene înfrângeri sunt renunțările la vis.
Arcul la Libertate. Sunt versul lui Radu Giru.